Biroul județean al Alianței Liberalilor și Democraților Suceava a stabilit componența listelor cu candidați la alegerile parlamentare ce vor avea loc pe 11 decembrie. Pentru Camera Deputaților au fost propuși 12 membri. Actualul deputat, Alexandru Băișanu, deschide lista, fiind urmat de Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, Constantin Boliacu, director economic al Spitalului Județean, Gheorghe Aldea, fost viceprimar la Fălticeni, Dan Savițchi, Petru Carcalete, Constantin Proboteanu, Ovidiu Milici, Marcela Bârsan, Ioan Grădinaru, Ioana Saftei și Dragoș Grosariu. La Senat e vorba de 4 posturi pentru care sunt propuși Ilie Niță, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Constantin Luchian, Gheorghe Tomoioagă, în timp ce locul 4 este încă disputat de 3 doamne, ale căror nume nu au fost făcute publice încă. Sunt oameni cu studii superioare, toți, cu vechime și experiență în fiecare domeniu de activitate pe care l-au practicat, oameni care trăiesc de pe urma studiilor și a experienței pe care o au, având profesii clare, sunt oameni cu o calitate morală care nu poate fi pusă la îndoială. E o echipă competentă care ar putea aduce beneficii județului Suceava și României din funcțiile pe care le vor obține în urma alegerilor europarlamentare. Așa cum am mai precizat, interesul nostru clar este de a obține un mandat de senator și 2 mandate de deputați. Creditați cu șanse reale să ajungă în Parlamentul României sunt, în opinia conducerii ALDE Suceava, cei 3 prezenți miercuri la conferința de presă: Alexandru Băișanu, Ilie Niță și Neculai Miron.